început căutările pentru o nouă locuință și de unde ți-a aflat de ansamblul Good Residence? De pe internet, în principiu, ne-am interesat despre diverse cartiere rezidențiale. Prin zona de nord a Bucureștiului, în principiu, am vrut. Și na, a fost așa un pic dragoste la prima vedere, deși ne-am mai orientat și către ceva mai aproape. Dar, na, în plus a fost terenul, că e destul de mult față de zona Tunar sau Corbeanca. Ce v-a atras cel mai mult la acest ansamblu rezidențial? Locația, condițiile? Păi, în principiu, cum a zis și Oana, și condițiile au fost destul de ok. Mi-a plăcut foarte mult și casa. Adică, bine, la început ne-am gândit că vrem o casă cu etaj, că e mai aspectuoasă, dar ne-am gândit după aceea că e mult mai folositoare o casă fără etaj, că e cam atât de cam la fel de mare ca aia cu etaj și, na, e mai ok. Și altceva, bine, ne-a mai atras și că au fost două case una lângă alta și cealaltă altă fratele meu și am vrut să fim vecini. A fost și asta un plus. Și altceva, na. Deci, cam astea au fost principalele aturi. Ne-a plăcut finisajele, că au fost cât de bună calitate. Ce o să faceți cu terenul la aferent casei? Păi, în principiu ne-am gândit să plantăm și noi niște pomișori, să facem și un grătar, dar ne-am uitat la niște poze pe internet de super grătare, acum să vedem ce o să iasă. E pe gazon și să facem ca o grădină, na, cu flori. În principiu nu ne apucăm să cultivăm roșii sau ceva de genul. Ce puteți să ne spuneți despre colaborarea cu echipa Good Residence? Cum s-a desfășurat procesul de cumpărare a locuinței? Tati s-a ocupat cu asta, mie am vorbit cu Robert, am stabilit o întâlnire, chiar a fost și prima casă care am văzut-o. Am văzut când total, cred că vreo 10-15 case, dar prima pe asta am văzut-o. Am întâlnit cu Robert, ne-a prezentat Orion, duplexurile acelea, dar erau mai micuțe și nu ne-au încântat. Și ne-a arătat-o pe asta. După ce ne-am întâlnit cu Robert, mă rog, după ce am mai căutat noi și alte case, ne-am decis până la urmă să lucrăm cu voi. Și a fost ok toată colaborarea, adică a fost comunicarea destul de bună, destul de înțelegători, a fost tot ok, adică n-am avut niciun fel de problemă. Cum vă simțiți după o zi de muncă știind că ajungeți acasă? Păi, adevărul e că mă simt, e foarte liniște aici comparativ cu Bucureștiul. E un pic greu să iei decizia asta când ești tânăr, că zici, mamă, mă duc în cluburi, mă duc în oraș, așa, dar mi se pare că ajungem destul de repede în București, chiar și așa, adică dacă nu este trafic, facem chiar un sfert de oră până la Piața Presei și Herăstrău foarte aproape, n-am avut probleme, am putut să și ieșim și acasă, da, mă simt acasă, fiind liniște, e relaxant, e un pic ca în vacanță. Să zic așa. Cum ați descrie o zi petrecută în ansamblu rezidențial Good Residence? Nu știu ce să zic, o zi... Sau o zi de weekend? Dacă e vară, dacă e soare, în principal stăm în curte. Tundem gazonul, nu știu, stăm pe terasă, invităm poate prieteni la noi, în general facem un grătar. Cam asta. În general, cel puțin ne-am și mutat de puțin timp și, în general, preferăm să stăm acasă în weekend, să petrecem timpul, că na, e nou și ne place să stăm momentan acasă. Nu prea mai călătorim chiar atât de mult. Cam asta facem în principiu. Na. Bine, acum a fost și iarnă și am stat mai mult în casă, dar vedem acum ce o fi și de la primăvară. Ce părere aveți despre comunitatea de aici, din ansamblu? Cum vă înțelegeți cu vecinii? Nu cunoaștem destul de mulți vecini, cunoaștem pe fratele și nevasta lui. Da. Adi s-a mai dus la niște întâlniri cu vecinii și sunt ok. Da, n-am apucat să vorbim chiar foarte, foarte mult cu ei. Tocmai ți-am zis că ne-am mutat undeva prin octombrie, a venit frigul, a venit zăpada, nu prea se putește atât de mult timp afară să socializeze. Acum, când a venit vara, probabil că o să ne împrietenim. Noi suntem destul de deschiși, în general, vorbim cu toată lumea, nu cred că o să fie probleme. N-am întâlnit nici, dacă n-am, deocamdată nu-i cunoaștem atât de bine, că să pot să spun, să am vreo părere, dar apar ok, la prima vedere, ca să zic așa. Mulțumim! Plăcere și noi!